Atenție, șoferi! Traficul rutier este închis în centrul Ploieștiului până luni dimineață. Măsura a fost luată pentru buna desfășurare a festivalului Let's Play. Și traseele TCE Ploiești vor circula de viat în această perioadă. După câteva zile în care vremea a fost instabilă și cu temperaturi mai mici pentru această perioadă, o masă de aer cald va aduce în Prahova noi recorduri caniculare. Astfel, la ploiești săptămâna viitoare, maxima zilei va fi de 39 de grade. Primăria Municipiului Ploiești organizează, în perioada 5-7 iulie, Let's Play Festival în centrul civic al orașului. Festivalul se înscrie în programul Ploiești, capitala tineretului din România 2024. Vineri, 5 iulie, de la ora 18 30 de minute, pe scenă vor urca trupele Roșu Vara, Artur Project, Romb, dar și Zdob și Zdub. Membrii echipei de robotică a Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești s-au întors aseară acasă din Statele Unite. Ei au fost așteptați la aeroport de rude, colegi și profesori, care i-au îmbrățișat și felicitat pe campioni. Elevii au câștigat competiția de robotică FTC Maryland Tech Invitational derulată în SUA. Citește cele mai importante știri pe www.observatorul.ro.